sunt foarte talentați, foarte muncitori și foarte serioși. Flo an asset. Well, a flaw is that he's very busy. A good part of the coach is that he's very smart. He's a smart man. And it's I love working with smart people. Smiley mereu ne-a lăsat să venim cu ideile noastre și mereu am discutat că înainte să alegem o piesă împreună și îmi place foarte mult că el caută să avantajeze pe fiecare concurent. Este foarte fair play. Smiley n-are defecte și cred că cea mai mare calitate a lui e, nu știu, răbdarea, cred, răbdarea, clar. Am pregătit pentru live-ul ăsta trei momente unice, speciale și sunt convins că oamenii de acasă vor fi sensibilizați. Acum să rămâneți, să vedem cu cine votează, ce le place cel mai mult. Sunt trei piese super cunoscute, interpretate altfel decât le-ați auzit vreodată. Și n-am vrut să vă dau prea multe detalii, dar sunt niște chestii inedite în echipa mea. Băieții cântă piese de fete, fetele cântă piese de băieți și tot așa. Dacă ar fi să faceți un schimb de roluri, tu să fii antrenorul și Smiley să fie concurentul, ce piesă i-ai propune să cânte în semifinală? Kiss de la Prince, dar într-o variantă a lui. Your Song from Elton John. I think it's appropriate for Smiley. I-aș da ceva să facă foarte mult show. Pentru că el este foarte bun în a atrage publicul. Nu mă așteptam foarte mult să ajung până aici, dar mereu mi-am zis că dacă muncesc, sunt concentrat pe ceea ce fac și am încredere în mine și dau totul pe scenă, o să fie cât mai bine. Este un vis devenit realitate și abia aștept să cânt. Sunt foarte, foarte fericită să fiu aici și nu mă așteptam să ajung atât de departe, adică chiar e cel mai important moment de până acum din viața mea. Emoții sunt, normal, și în primul rând vreau să iasă piesa foarte bine și să transmit emoție publicului. After watching the last episode, I was very, very, very moved by what happened. I was not expecting to stay.